Va veni o zi în care Dumnezeu va împăca în Hristos lumea aceasta și își va duce ce este a Lui. Va veni o zi în care Dumnezeu va face dreptate aleșilor Lui. Și bajocoritorii vor rămâne cu bajocori și noi vom rămâne cu Hristos. Va veni o zi în care vom pleca de pe pământul acesta. Pentru că acolo nimeni nu ne cere să vedem dacă ajungem în rai, dacă suntem vaccinați. Acolo poarta cerului deschisă pentru noi. Și El va sta așa cu mâinile ridicate sus. Găurile în palme, pașaport pentru cer. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. Și vom fi întotdeauna cu Domnul în locașurile acelea frumoase ale cerului și ne vom bucura întotdeauna de fața Lui. Nu aurul de pe străzi e important, nu faptul că mă voi întâlni cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, ci important este să mă întâlnesc cu Domnul. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și am zis ca să facem o evaluare credinței noastre și a pocăinței noastre, să cerem Domnului ca să ne schimbe viața, să muncim până vine Domnul, să ne mângâiem unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții, să răscumpărăm vremea, că zile sunt rele, și să nu uitați răspunsul la toate întrebările vieții dumneavoastră, e pe ultima pagină, acolo unde stau răspunsurile de obicei. Acolo răspunsul e clar. Iată, eu vin curând. Dacă ai cancer, răspunsul e acolo. Iată, eu vin curând. Se va sfârși și cu cancerul tău. Dacă ești tristă și amărâtă și lovit și lovită, răspunsul e tot pe ultima carte a Bibliei, ultima pagină. Iată că eu vin curând, nu mai mult. Pentru orice problema ta, răspunsul e acolo. Iată, eu vin curând. Și nu trebuie să zici decât Maranata. Vino, Doamne Iisuse Hristos. Ne rugăm cu toții Domnului și mulțumim pentru locul de sus din cer care ne l-a pregătit. Și pentru ziua în care vom pleca cu El sus. Amin. Ne rugăm.